100 de zile în deșert. Acest videoclip este partea a doua a aventurii mele în deșert. Dacă n-ați văzut prima parte, well, vă încurajez să o faceți, ca să înțelegeți mult mai bine ce se întâmplă în acest videoclip. Oh, s-au întâmplat chestii foarte interesante în zilele astea, dar nu are rost să vă mai țin la vorbă acum, pentru că știu că așteptarea a fost foarte mare pentru acest videoclip și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, oameni buni. Pregătesc pentru voi ceva mult mai special. Tot așa, 100 de zile, undeva, departe. Numai că o să mai dureze ceva timp, dar o să apară. Așa că recomand să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja, să activezi clopoțelul pentru a primi notificări și, bineînțeles, dacă îți place ce am făcut, să lași un like la acest videoclip. Chiar m-ar ajuta super tare. Pentru că la 15.000 de like-uri am să las harta la download. Membrilor, voi aveți harta pe comunitate chiar acum, dacă o vreți. Acestea fiind spuse, luați-vă popcornul, așezați-vă bine în scaun și vă urez vizionare plăcută! În ziua 50 reușisem să mă fac full diamond, dacă vă mai amintiți. O, da, și cu diamantele rămase, mi-am mai reparat puțin uneltele, că nu mai aveau mult și se distrugeau. Era timpul să decorez casa. Într-adevăr, nu prea aveam cu ce, momentan, dar și ăsta este un început. Am mai colectat niște sugar cane pe seară și cam atât. Ziua 52. Am făcut puțină curățenie, am cules recolta, am înmulțit vacile și uitasem că am o mică fermă pe acoperișul turnului meu. Așa că m-am dus să culeg roadele și de acolo. După, am mai înfrumusețat locul ăla unde stătea calul meu cu niște frunze pe acolo. Știți calul meu? Vă mai amintiți de el? Slow Horse? Oh da, cel mai încet cal ever. Până la urmă o să-i găsesc un nume în zilele astea. Iar după, am mai mărit puțin ferma de sugarcane, pentru că aveam nevoie de hârtie. Ok, cred că sunt pregătit să merg în Nether și să petrec ceva timp acolo. Vreau să-mi fac acum un flint în steel să am acolo pentru TNT-uri în primul rând și în al doilea rând pentru, nu știu pentru ce, pentru portal în caz de se distruge sau ceva de genul ăsta. Bun, avem 63 de TNT-uri, asta înseamnă că poate dau peste câteva bucăți de Ancient Debris și îmi fac, nu știu, măcar chest plate-ul și sabia să fie făcute din netherite. Cred că o să mă ajute destul de tare chestia asta. Hai să vedem. Poate găsesc fortăreață rapid, cine știe. Dar primul lucru pe care l-am găsit a fost... Oh, no, 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 what the hell? Așa, din prima secundă? Las-mă pace! Yeah! Oh, shit, am o mică problemă. Am verificat inventarul și am doar un arrow. Mă duc înapoi, să fiu sigur. Poate am pe acasă câteva sau poate... nu știu. Oh, nu, e noapte! Nu! Nu, 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 vreau să dorm, vreau să dorm, vreau să dorm. Rapid, 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 rapid. Fără baby zombie, fără baby zombie. Urăsc baby zombie. Oare de ce uram baby zombie? Ciudat. Nu-mi dau seama. Nu, n-am nicio săgeată și n-am nici pene. Asta înseamnă că o să trebuiască să mă bat cu ele, cu blazurile, mă refer, dacă le găsesc. Ok, bine, hai să o dăm așa. În același timp, nu cred că ar strica să iau și niște quartz pentru XP, bineînțeles. Chiar nu mi-era dor de Nether, sincer să vă zic. Ai de capul meu, ce urăsc Nether-ul, nici n-aveți idee. Și la cât noroc am eu cu găsitul fortărețelor, n-o mai zic, amplifică plăcerea mea enormă pe care o am. Vezi? Tehnică, bă, băiete, bă, tehnică. Wow! Aia-i mare și are și două blocuri de gold. M-aș îndrepta spre portalul ăla, dar nu știu ce să zic. Aparent, chiar voiam să găsesc acea fortăreață, dacă m-am apucat să fac chestia asta. Oh, da, după cum ziceam, nu îmi era absolut deloc dor de Nether. Oh, ok, hai că e bine, hai că e bine, e bine. Bastion. No, nu știu ce să zic. Nu prea aș vrea să intru într-un Bastion. Aș prefera o fortăreață
de 100 de ori mai tare. Mamă, și de ăsta imens, e de la mare, 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 oh my god. Da, nu știu, nu știu ce să zic. Nu sunt așa pregătit. Pe cine mint? Sunt foarte pregătit, ia mai. Tot mă subestimez eu pe mine. Bă, eu am abilități speciale aici de Minecrafter profesionist. Așa, Rambo Colpir, așa. Încurajează-te singur. Oh, nu, oh, nu, what? Nu mai faceți din astea. Dă-i, mam, mamă, mamă. Gastier. Nice. Alt Bastion. No! Nu mai vreau Bastion. Ok, deci două una lângă alta. Trebuie să fie și o fortăreață, trebuie să fie. Nope. Ok, din câte văd, nu este nicio fortăreață pe lângă mine. Asta înseamnă că va trebui să mă duc într-o aventură destul de mare. Dar, înainte să mergem în această aventură foarte mare, cred că cel mai bine ar fi să mă duc acasă, să iau niște gold și să fac câteva trade-uri cu piglinii. Pentru că, când o să mă întâlnesc cu blazurile, eu nu am chef să-mi iau damage așa în continuu. Prefer să am o poțiune de fire resistance, așa că cam ăsta este planul în momentul de față. Să-mi caut portalul! Uai, unde venisem? Nu mai știu. Ah, portalul meu! Ok, ok, I see. Cum? Să nu fie seară, să nu fie seară, este seară! Nu-i bine, nu-i bine. Ok, am mai scăpat de încă o seară de aia periculoasă, nu sunt monștri. Bun. Ok, urâtule, vină încoace și dăm și mie o poțiune bună. Haide, haide, vină cu tupeu. Așa. Da, vină încoace că mai am pentru tine, fratele meu. Vino încoace. Oh, Doamne, cât gold le-am dat piglinilor în zilele astea, nici nu aveți idee. Dar nu pot să zic că a fost chiar degeaba. O să vedeți voi. Yes, baby, yes. O vreau pe asta și mai vreau încă vreo două. Oh, mulțumesc. O să cred. Încă una vreau. Să fie acolo trei. Câte minute? 3-6 minute în total. E bun, hai. Ok, am trei poțiuni. Și am dat ceva aur, da. O meritat, credeți-mă, o meritat. Decât să stau eu să mă bat cu blazurile în halul ăla și să iau foc, nici nu-i discutabil, gata. Bun, jos, pe aici, pe undeva. În timp ce coboram, am fost acostat de un mob foarte drag mie. Fuck, mă lovește, nu mă lovește. Wow, fugi. Crazy, man. Crazy. După ce am plecat de pe câmpul de luptă, am mers destul de mult până am găsit un biome de Soul Sand Valley. Am luat de acolo niște bone blocuri, iar după am dat peste fortăreață. Așa că m-am dus înspre ea. Trebuia să trec prin mult Soul Sand, dar din fericire, nu era niciun ghast sau vreun schelet la momentul respectiv. Deci, all good. Ok, am mai fost în fortărețe, nu este prima dată, că cât de greu poate să fie. Sperăm că nu prea. Oh, nu, ăsta o să mă lovea. Ok, e bine, am început bine. Oh, un chest. Oh, nu, încă un schelet. Trebuie să mă ocup de el mai întâi. OMG, 3 diamante. Perfect. Încă unul, bă. Bă, lasă-mă în pace, bă. Ok, Netherworld. Bun. Aud un schelet, nu știu de unde vine. Ok. What? Ce cauți tu aici? Mamă. Ok. Nimic interesant. Acum ar trebui să caut o... două chesturi. What? Poți să găsești Netherworld în chesturi? Asta jur că nu știam. Încă un diamant. Super. Un spawner de blazuri. Sau măcar câteva blazuri dacă nu spawner, dar trebuie să fie și un spawner. Nu prea are cum să nu se spawneze un spawner într-o fortăreață. Nu a durat foarte mult și am găsit spawnerul de blazuri. Ia uite-l ce frumos e. Stai să beau. Bun. Cred că dau cu toporul, că dă mai tare. Teoretic. Bun, să înceapă aventura. Sau mai bine spus, distracția.
Și aventură și distracție, toate sunt corecte. Să înceapă măcelul, trebuia să spun. Oh, da, am omorât o grămadă de blazuri, chiar a fost foarte amuzant. Ce tare. E plăcut când nu au cum să te rănească, sau... Oh, ba da, au cum. Era să mor de câteva ori, dar sunt ok, sunt ok. Uite, așa era să mor, că vin, mă apropii prea tare de ele și... Uite, așa pot să mor foarte ușor și nu văd nimic din cauza focului și cred că ăsta este ultimul blaze. M-am dus acasă, am 11 blaze roduri, este absolut perfect. Hai acasă, o decurs, bă, prea bine o decurs. Nu pot să cred cât de bine o decurs. Nu vine să cred că am murit din cauza unor baby zombie și n-am murit aici, gen, cum? Cum? Nu, no, eram obosit, nu. Adică, stai, ce? Nici n-am murit, stai, ce? What the fuck? Despre ce vorbim? Lasă așa. A, da, nu, nu mă băgați în seamă. Deliram, nu știu ce aveam. Cred că petrecusem prea mult timp în Nether și de asta. Let's go home, let's go home. Dai mai greu pe aici că sunt gasturi. O, da, clar, am petrecut prea mult timp în Nether. No, clar, ok. O luăm așa pe șleau, puțin și... Sperăm că nu o să ne vadă. Ah, fuck me, man. Tura aceasta nu am mai avut noroc. Nu! Am dat peste gasturi și scheleți și... Ok, a fost show acolo. Oh my god. Vai! Vai! Vai, nu! Nu am... Shit, man. Nu mai am săgeți deloc. That was rough. În drum spre portal, m-am decis să iau quartzul ca să fac level. Pentru că urma să dau destul de multe enchanturi. Aveam nevoie de enchanturi pe armură, pe unelte, pe toate alea. Să nu fie seara, să nu fie seara, să nu fie seara, să nu fie seara. Este! Oh, în sfârșit. Oh, superb. Ah, ce lumină este aici. Mă dor ochii. Când am ajuns acasă, am plantat Netherwort-ul, după am pus Soul Speed 2 pe papucii de aur. Deci pentru asta am făcut eu level, serios? Jesus Christ! Well, da, sigur m-au ajutat papucii ăia. Sigur, da, papucii ăia cu Soul Speed, sigur m-au ajutat. Nu! Nu! Nu cred că am mai stat pe Soul Sand de atunci, niciodată n-am mai stat pe Soul Sand. Ok, hai să trecem mai departe. În ziua 56 am cules roadele, oh da, și by the way, am să fac o fermă mai frumoasă mai încolo. Am zis mai frumoasă, nu mai mare, da? Ok, bun, reținem. Hei, hei, cum ai ajuns aici? Oh my god, oh my god. Du-te înapoi la loc, pinde ieșit. Aha, bă, cred că vin Enderman, sincer. Cred că vin Enderman și fac curat pe aici. No, treci mă la loc și pun blocuri random. Sau oi fi eu chiar și n-am... Nu se știe, dar mă rog. Trebuie să omor aceste vaci. Trebuie piele. Și da, dacă n-am găsit niciun sat cu bookshelf-uri, apoi asta e singura mea șansă de a face rost de piele. Sau de la piglin, dar ați văzut că durează prea mult. Aș fi vrut eu să stau mai mult aici, dar... Am zis că dau TNT-urile astea, 63 de TNT-uri, poate fac rost de ceva Ancient Debris și chiar nu mi-ar strica în bătălia cu dragonul, o să am nevoie de armură puțin mai puternică, adică da, cam trebuie. Problema este că sunt foarte, foarte la înălțime și trebuie să ajung cam pe acolo, așa de jos trebuie să ajung și nu prea știu cum, dar mă descurc eu. Până acum m-am descurcat, că normal că o să mă descurc în continuare. Bă, gasturile astea m-au înnebunit, bă, băiete! Bă, lasă-mă în pace, bă! Jesus Christ! Lasă-mă! Nu distruge! Dacă distruge ăla... Ok. Bă, dar nu se mai oprește, bă! Jesus Christ! La nivelul 15, sunt la 35. Bun, am ceva de spart, dar e bine. Ok, s-ar putea să nu pot să sparg aici. Ok. Ah, înainte să mergem după Ancient Debris, aș mai vrea niște poțiuni de Fire Resistance, că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla.
Așa că am păstrat goldul ăsta cu mine să, să le dau băieților. Apă? Serios, apă? Nu vreau apă. Piele sau poțiune de fire resistance? Una din astea. E, și, și de astea am nevoie, mulțumesc. Nu vă certați pe gold, că am eu destul. Oh, perle. Perle-s bune, foarte bune. Cu cât, cu cât trebuie să mă bag cu mai puțin Enderman, cu atât mai bine. Holy shit! Am 7 perle! This is amazing! Mai dați-mi! Mai dați-mi! Vă dau tot goldul! Eu v-am zis că am dat o tonă de gold pe piglinii ăștia. Am 11 perle! Nu mai trebuie să mă bat cu Enderman! Hai că am consumat tot goldul, nu, nu plănuiam să fac chestia asta, dar... it's ok. Au fost băieți de treabă, mi-au dat destul de multe perle, deci... it's ok, băieții. Hai! Aia, acum tu, tu, dă poțiunea aia de care am eu nevoie, vreau poțiunea. No, ok, bine, mulțumesc, oricum, ați fost de treabă, ați fost ok. Săpând înspre Y15, am dat peste primul meu Ancient Debris. Și eram foarte bucuros, aparent. Ia uitați-vă. A doua, nu pot să cred. Ah, ok, I'm good. I'm lucky, de fapt. Nu, nu sunt bun, sunt doar norocos. Și să înceapă bubuiala. Chiar, bubuiți și voi butonul ăla de like. Ok, ok, hai să trecem mai departe. Glume de... aoleu. Hei, hei, hey, vreau să văd explozia. Pe care nu am plănuit-o bine, bineînțeles. Bun. Bun, încă un Ancient Debris, sau poate două, cine știe. Distanța dintre TNT-uri trebuie să fie de 3 blocuri, nu de 2 blocuri. Iarăși am uitat, tot timpul uit. Deja am un item de Netherite. Și ăla cred că o să fie chestplate-ul. Iar următorul probabil o să fie sabia, cu niște enchanturi puțin mai bune. Și cam aia e. Să iau și quartzul ăsta în timp ce fac chestia asta. Nu strică să fac level 30. Oh my god! Nu săpați deasupra voastră. Niciodată. În sfârșit am învățat să pun TNT-ul ca lumea. Era și timpul. Și în timp ce făceam drumul peste lavă, uite ce s-a întâmplat. Oh my god. Nu trebuie să strănuți când faci asta. Oh my god. Da, probabil mulți dintre voi mi-au zis noroc. Și uite, chiar m-a ajutat. Am găsit o bucată de Ancient Debris. Mulțumesc. Yay. Eu dacă găsesc 8 bucăți, sunt super fericit. Deci nu-mi trebuie mai mult de 8. Și uite că... uite că ne apropiem de numărul 8. A, da! Am avut și câteva accidente cu TNT-ul ăsta. Din fericire, nimica foarte grav, dar așa, doar niște zgârieturi, știți voi. Oh, shit, man! What the fuck is wrong with me? Pălit bine, yay, yay! Am găsit. Aici am găsit ceva? Nu, bun. Ah, doamne, ultimul TNT a fost ăla. Gata, merg acasă! Bine, mai stau puțin la quartz ca să fac level 30. În ziua 58 preparam netherite-ul și deodată aud ceva de afară și am zis să verific. Hello? Am auzit un vizit... oh, nu, nu pe ferma mea, man! What is wrong with you? Kelp, acacia, serios? Nu puteai să-mi dai sprus? Ieși de pe ferma mea, serios, acum. Jesus Christ. Come on, man. Ok. O să te omor. O să ieși tu de acolo. O să... Am făcut cele două bucăți de netherite și am scos enchanturile de pe sabie. Erau slabe, nu contează. Dar știam eu un mit, sau poate nu este un mit, cine știe, ci că dacă dai enchant pe un item de netherite, pică enchanturi mai bune. Nu știu ce să zic. Dar totuși am făcut-o. Oh, yes, baby. Parcă sunt așa, puțin mai puternic. Cel puțin par. Acum nu știu cât de tare sunt, dar... Par. Ok, bine. Bă, așa, vezi? Acum urma să fac o prostie. Ha, de fapt, știi ceva? Jesus Christ, să-mi testez și sabia nouă. Ați auzit de karma? Oh, da, există. Bă, ah, ok.
nu-i problemă. Restul zilei m-am ocupat de fermă și de animale. Am scos enchanting table-ul de unde era, pentru că urma să-i fac un loc mult mai frumos, special, dedicat numai lui. Ziua 59. M-am apucat să fac un fel de foișor pentru enchanting table. Sincer să vă zic, nu aveam nici măcar o idee. Era, totuși, tot ce vedeți voi este improvizat. Până o ieși ceva destul de decent. O, da, mie mi se pare că o ieși ceva decent. O să vedeți voi. Dar uneltele mele, din nou, trebuiau reparate. Așa că m-am dus în chestul cu bunătăți și mai aveam 9 diamante. Uite, un diamant pentru pickaxe și un diamant pentru lopată. Împărțim frățește. Am colectat puțin sugarcane pentru cărți, niște lemn pentru construcție și la somn. Ca a doua zi, trebuia să construiesc. Ziua 60. Am făcut acoperișul foișorului și, nu știu, mie mi se pare că se potrivește stilul ăsta cu frunze în acoperiș, având în vedere că nu este pic de verdeață în deșert, chiar adaugă ceva, e un plus acolo. Nu înțeleg ce se întâmplă acolo, dar o să plătești pentru ilegalitatea aceasta pe care ai făcut-o. Oh, nu! Au dispărut toate zeplingurile! Am pierdut prea... Oh, nu! Să nu-mi zici că astea sunt toate seplingurile pe care le mai am. Oh, shit! Tutorial, cum să pierzi tot? Oh, mai am 32 de seplinguri. Ok. E bine. Dar data viitoare nu mai fac așa. Restul zilei am omorât câteva vaci pentru piele și carne, am făcut câteva bookshelf-uri și m-am dus la somn. Gata, în sfârșit e complet. Numai că vreau să îl fac puțin mai fain. No! How? Nu pot să cred! Ah, dar puteam să vin pe aici, prin spate. Așa, level 30. Bun, arată mai bine așa. Da, arată mult mai bine așa. Am mai pus câteva trapdoor-uri pentru extra detalii și un flower pot, dar nu cu o floare, ci cu un cactus. Ah, ce frumos arată, bă, băiete, bă. Prea frumos. Ia, să vedem cum arată cu astea. Nu-i rău, nu-i rău deloc chiar. Desigur, nu puteam să uit de lanterne, vă dați seama că trebuie să fie lumină peste tot, dar acum că este completat acest foișor, trebuie să fac o chestie, trebuie să merg într-o aventură în Nether. Oh, da, XP, aveam nevoie de foarte mult XP și am luat de-a quartz de-am visat alb în seara aia. Și seriile următoare și tot așa. Iar când m-am întors în Overworld, m-am culcat într-o casă din sat. De fapt, era prima mea casă, dacă vă mai amintiți. Următoarea zi, am dedicat un butoi special doar pentru quartz. Și era timpul să dau enchant la primul meu item de Netherite. Looting. Bă, nu am nevoie de looting, aș avea nevoie de sharpness sau ceva de genul. Ia, ăsta ce... Power 4. Cred că le iau. Ok, îl iau pe ăsta. Sau aș putea să iau... Ăsta, ia Feather Falling? Nu-i Feather Falling. Arco. Asta este. Power 4, am Breaking 3, Infinity Punch. Și mai aveam și niște Flame. O carte cu Flame. Super. Ok. Trebuie să mai merg la... la colectat de quartz. Asta este. Altfel, nu știu altă metodă să fac nivel mai ușor de atât, adică, da. Așa că m-am dus din nou la minat. Din fericire, doar 3 nivele aveam de făcut, deci nu dura așa de mult. Unbreaking, plus protection, fire aspect. No. Cred că am să pun tura aceasta pe chest plate. E bine. Încep să epuizez zona de quartz și trebuie să merg la distanțe puțin mai mari și, na, e mai periculos și durează mai mult, dar, mă rog, e rapid procesul, fac repede level 30. Vreau să pun pe sabie, pe pantaloni, pe papuci, pe cască, trebuie neapărat să punem. Restul, pe X nu cred că am să pun, cred că o las așa mai chill. Dar da, pe armură trebuie neapărat să avem câteva protecții, ceva acolo să fie. Mi-aș dori foarte tare pe papuci Feather Falling în caz de pic de la înălțime. Ar fi perfect, sincer. Ziua 63. Am făcut level 30 și am dat enchant pe pantaloni tura aceasta. Mi-a picat Protection 4 și am Breaking 3. Un enchant chiar foarte bun. Quartz, quartz, quartz! Yes, baby. Asta voiam să văd.
Oh, yeah. Încă două ture, casca și sabia. Și gata, promit. Nu mai, dar nici nu mai pot. Chiar m-am plictisit de atâta coarți, dar ce să fac? Asta este. Pur aceasta am decis să fac level 33, ca să nu trebuiască să mă întorc încă o dată în Nether. Îmi era deja scârbă de atâta Nether, sincer să vă zic. Smite. Nu vreau smite. Ia. Ok, bun, hai să dăm așa. Bun, perfect. Protection și unbreaking e bun. Și acum, zic că dai sharpness. Păi e bun și sharpness 3, mulțumesc. Și knockback, păi e perfect, e bine, e perfect. Că am ăsta de power 4 și oricum dau mai mult cu arcul. Și acum vreau să-i pun și flame sau ce mai aveam eu pe aici? Ia să mă uit eu bine. Ce mai am eu aici? Flame, bun. Infinity, am deja pe arc, nu? Da. Unbreaking, knockback, knockback, hai să facem knockback 3. Ce naiba? Thorns, foarte bun. Bă, ce bine că le-am luat pe astea. Uite, alt thorns, perfect. Dă cineva în mine și ia bătaie. Mamă, cât quartz am aici, bă, băiete, bă. Holy shit, mai am și aici quartz. Hai de capul meu. Acum nu mai am nivele pentru altceva. Ok, fac nivel mai acuș. Trebuie să pun flame-ul, neapărat măcar flame-ul trebuie să-l pun pe arc să fie acolo. În acea zi am zis că este timpul să mă apuc de puțină chimie. Trebuia să fac poțiuni pentru bătălia cu dragonașul, așa că am început să prepar poțiuni de regenerare și de instant health. Ar trebui să mai fac rost de o perlă sau două. Bine, o perlă gen ca să fie toate cele 12 pentru portal și încă una în caz de se sparge pe drum. Da, ar trebui să fac asta. Și cred că în seara asta o să stau treaz. Fix ceea ce nu prea-mi doresc, dar cred că am să stau treaz să bat un Enderman. Ok, o să fie interesant. Între timp am colorat oile cu verde, iar după le-am tuns lâna. Voiam să fac un covor frumos cu ea, plus că le era cald săracilor oi, erau 40 de grade afară, dar o să rezolvăm și problema aceasta mai încolo. Oh, nu, vine seara, să luminez prin zona asta pe unde sunt eu. Foarte important, trebuie să fac ferma asta puțin mai frumoasă, dar lăsând asta la o parte, trebuie să mă lupt acum. 2-3 Enderman. Și fiind deșert, ar trebui să fie destul de ușor să găsesc 2-3 Enderman, nu? Așa e teoretic. Bun, iar acum voi face o chestie de genul ăsta. Poate ar trebui să-mi pun scutul. Da. Am knockback acum, nu? Bun, easy. Bun, e un baby zombie. Du-te bă de aici. Vedeți vreun Enderman? Nu văd niciun Enderman. What? Suntem în deșert. Ar trebui să fie o grămadă de Enderman. M-am dat bătut destul de repede, pentru că văzusem cât de mulți monștri s-au spawnat pe lângă mine și am zis că nu. Mai bine merg în Nether și bat câțiva Enderman și aia. Că nu pare să fie prea amuzant pe aici și nu găsesc nimic. Oh, nu. Cred că mă duc în Nether. E mai bine. E mult mai bine. Ziua 65. Am distrus ferma de sugarcane. Aparent nu mai aveam nevoie de ea. Am terminat și cele două tipuri de poțiuni, dar mai voiam să fac încă una. Destul de important, aș zice eu. Ultimul set de poțiuni o să fie de strength, zic eu că... Nu aici. Așa, și cred că o să-mi trebuiască și niște glowstone, că în momentul de față nu am glowstone. Dar oricum, mă duc acum în Nether să mă bat cu 2-3 Enderman cu mare grijă și... după revin la poțiuni și să le terminăm, să fie totul bine. Avem aici primul candidat. Să vedem dacă are o perlă la el. Așa, vin aici. Ok. Stai o secundă. Hai. Cu tupeu. Knockback-ul ăsta nu-i bun, nu? Oh. Nici o perlă. Măcar am luat o perlă. Mai încerc să fac rost de vreo două. Sau una. Doamne. Și-mi trebuie și glowstone, să nu uit de glowstone.
Ok, cred că am să mă mulțumesc cu două. Și dacă e ceva o să mai... O să văd eu. După ce am terminat cu Endermanii, am luat Glowstone și încă puțin Quartz pentru XP, of course. Am terminat și poțiunile de Strength în ziua 66. Aș putea zice că eram aproape pregătit de bătălia cu dragonul. Ia bă, sunt curios dacă mai am iepurașul aici. Fratele Jepurilă! Oh, my man! What's up? Bă, săracul chiar nu poate să scape de aici. Dar mă bucur, am nevoie de un prieten. Mulțumesc că stai aici cu mine. Adică îl las pe Slow Horse. Nici nu știu, trebuie să-i pun un nume, că e clar că nu mai găsesc niciun cal. It's my man, adică m-a ajutat, oarecum. Ești un cal bun, totuși, nu ești un cal rău, dar nu-mi dau seama ce nume să-ți spun. E foarte greu. Am să-ți spun numele, dar mă mai gândesc. Mă mai gândesc? Da, e un nume cam ciudat pentru un cal, dar ok, Colbert, cum zici tu? Mă rog, am craftat câteva Ender Eye-uri și înainte să plec la marea bătălie, am zis să mă ciluiesc puțin, cu înfrumusețarea fermei. Am mărit-o puțin și am pus un gârduleț ca să nu mai intre animale sau... oameni. Gianni, ești Gianni, gata. Nu știu al nume. Nu știu dacă e un nume de cal, dar... Gianni, ai față de Gianni. Ok, Gianni și fratele Jepuraș, vă urez o noapte minunată. Următoarea zi am continuat ferma din spatele casei și am rămas șocat când am descoperit asta. Ce? What? Oh my god. Nu știam că din beetroot se poate face culoare roșie. What the... Ok, învăț ceva nou în fiecare zi aparent. That's nice. Am luminat ferma și după am început să fac drumuri. Oh, da. Vreau să am câteva drumuri prin zona aceasta. Vreau să fie tot așa legat, mai conectat. Aveți încredere, o să arate super șmecher, da? O să dureze puțin. Ziua 68. Drumuri cu Colpir. Ei bine, voiam să fie gras pe aceste drumuri, pentru că voiam să dau după cu lopata să fac path. O să vedeți că arată super bine în combinație cu nisipul. Bă, Gianni, tu fugi? Acum fugi, eh? De obicei nu fugi. Dar rămâneam fără dirt, așa că trebuia să mă duc în mină să iau dirt. O, da, ce activitate plăcută. Unii iau fier și diamante, dar nu, Colpir ia dirt. O, da. Restul zilei am adăugat detalii pe lângă casă ca să o fac să arate cât mai locuibilă și mai frumoasă. Unele detalii nu aveau niciun sens. Da. Mă refer la barca aia, da? Arată bine, credeți-mă. În ziua 69 eram în continuare pus pe detalii. Ba prin exterior, ba prin interior, eu eram peste tot. Na, am zis să mă chinui puțin să o fac cât mai frumoasă, pentru că vreau să o dau la download. Și după cum am zis, dacă ajungem la 15.000 de like-uri, o primiți, toți o primiți. Deci like, ok, bine, bubuiță la like-ul, ok. Încetează, Colpir. După m-am hotărât să mă duc la pescuit. Oh, da, primul lucru pe care l-am pescuit a fost un lily pad. am noroc la pește, da, chiar am noroc. Tot restul zilei am stat acolo și am pescuit 2-3 pești. Următoarea zi, evident, probabil v-ați dat deja seama, căutam o pisică. Voiam încă un animal de companie, nu erau de ajuns doar 2. Trebuia să fie 3. 3 e număr cu noroc, ca într-un... fabulă? Basm? Ce era? Cam uitat. Nici o mâță? Cum erau 15.000 de mâțe pe aici. Mă, nu mai este niciuna. Oh my god! Uite o mâță! N-am avut niciodată o mâță de asta. Vino încoace. Era foarte departe de sat, săraca. Yes! Numele tău o să fie Kiki. Oh, da. You are so cute. Oh my god. So cute. Come on. Hai să te duc acasă. Tu ai să mă protejezi de creeperi. Au! De cactus aparent nu pot să mă protejez, dar e ok. Ah, ce bine. Ce bine că mai am încă un prieten aici cu mine. Sau o prietenă? Prietenă, hai că ești prietenă. Vino cu acea. O intrat în casă? Pe geam? Da, și asta este o variantă destul de bună. Tipic mâțelor, I guess. Și tu vrei să stai acolo? Vrei să vii puțin pe aici? Puțin mai așa. Nu, îți place să stai pe chesturi, nu?
Ok, păi stai acolo. Vreau să mai pun câteva frunze, că e prea gol aici și întotdeauna... Oh, no! Întotdeauna dacă pui frunze, îmbunătățești construcția. Arată de 100 de ori mai bine, oh my god! Da, îi adaugă ceva în plus și contează, chiar contează. Da, cred că îmi place cum arată asta, îmbunătățim construcția cât de cât. Da, cred că arată bine, I think so. Salut, fratele jepuraș, salut. Să facem așa, perfect. Iar aici va veni așa. Nu știu cum arată, dar vom vedea imediat ce cobor. Au, trebuie să nu mai fac chestia asta. Arată puțin mai bine, arăta dubios că era un spațiu liber acolo. Oare dacă îi mai pun ceva... știu eu, un detaliu foarte mic, dar în același timp foarte important. Imediat dimineață. Ziua 71. Oh, Doamne, colpiri și detaliile lui. Ia să vedem ce o mai pregătit tura aceasta. Acesta este detaliu cel mai important. Trebuie să pui o bucată de string. Serios? Ok, colpiri, ok. Ok. Și, după cum bine vedeți, cum s-a făcut aici chestia asta, mai înaltă decât zidul, așa se face și aici când pui string-ul. E șmecher că e mijloc și un punct perfect. Și cred că aș putea să pun și acolo. A? Altceva, un mic detaliu acolo, nu cine știe ce, dar e ceva acolo. Poate ar trebui să... mai am câteva idei. Aici merge încă una. Și aici. Da. Aha, da. E o formă mai ok. E o formă mai ok decât așa drept. Așa că o să-mi trebuiască niște scări. Holy shit! No! Ce am făcut? Oh, no. Știi ceva? Mâța în pijama! Oh, no. Ia veniți, bă, încoace. Veniți încoace să mă antrenez puțin. Că nu m-am mai bătut de mult, parcă. Ție-ți dau foc, măi, nemernicule. Parcă e mai frumos acum. Nu e mare diferență, dar... E mai frumos, trebuie să recunoaștem. Da, bă, da, mie îmi place cum arată. Mai ales partea asta, și cu ăsta aici, frumos, frate, frumos. Bine, acum urmează partea asta cu... Stați să vedeți ce urmează, oh my god. Pe lângă ideile incredibile pentru construit, aparent mi-a venit o idee de luptă tura aceasta. Mă gândesc să mă folosesc și de câteva paturi când bat dragonul, pentru că paturile, în caz de nu știați deja, explodează. Explodează în nether și în end. Și n-ar fi rău să iau câteva paturi cu mine. Cred că mă duc acum spre Stronghold și cred că sunt pregătit. Cred că am tot. Mai îmi trebuie ceva? Trebuie să mă gândesc dacă mai am nevoie de ceva. Am Infinity pe ăsta. Am tot ce-mi trebuie. Am Golden Apple, am apă. Două găleți de apă tot timpul. Două găleți de apă pentru că nu știu niciodată ce se întâmplă. Credeți-mă, dacă nu-mi venea ideea aceasta, eu eram mort. Nu înțelegeți ce vreau să zic? Well, aveți puțină răbdare și o să înțelegeți. O nouă zi, o nouă aventură. Oh, da. Din păcate, nu am să-l iau pe Gianni, pentru că presimt că o să mă încurce oarecum, așa că o să mă duc singurel de nebun, o lăsăm și pe Kiki și... Da, pa Kiki, pa Gianni, pa fratele jepuraș de la etajul, de la piscină, pe acolo, pe la... Ok, bun. Primul Eye of Ender. În ce direcție trebuie să mă duc? Aparent, în direcția aia. Nu te sparge! Serios? Un început destul de nașpa, dar o să fie ok, I guess. Dar înainte de chestia asta am uitat să pun flame și vreau să pun flame să-i dau foc dragonului. Bine, nu o să par că-i dă foc, dar mă rog, v-ați prins voi. Vreau flame. Nu-i bine să te întorci înapoi din drum, dar... Na, cine știe, poate ăsta nu-i un semn prost.
Da, am revenit, am bătut dragonul. Da, da, da. Totul e bine acum. Sigur. Bun. Let's go. Păi, știi ce? Cred că mai am nevoie și de niște mâncare, sincer să vă zic. Nu-mi vine să cred că tot mă întorc. Ok, gata, gata. La revedere, gata, pe bune acum. Pe bune, eu plec. Mă duc să bat dragonul. Trebuia să-mi dau seama de atunci că ceva nu era în regulă. M-am întors de atâtea ori. Asta clar era un semn. Cred că am mers destul de mult. Ia să dau o perlă. Ok, ok. Ok, bun. În direcția asta. Ok. În continuare în direcția aia. Nu, nu pe cactus, nu pe cactus. Ok, am prins-o. Era ceva dacă pica pe cactus, nu? Era super tare. Uite un cal. Dar nu pot, nu pot, frate, nu. Fratele Gianni, o fi el slow, cel mai încet cal ever. N-am văzut în viața mea un cal mai încet de atâta, încet, mai fără viteză. N-am văzut în viața mea un cal așa ca Gianni, dar totuși nu pot să-l trădez atâta. Am trăit atâtea zile cu el, nu se poate. Am mers o zi întreagă și tot nu suntem pe aproape. Tot în aceeași direcție am mers. Aș mai da încă unul, dar cred că trebuie să mai merg puțin. Ok. Da, am simțit-o pe asta. Deci undeva prin spatele meu. Oare unde? Pe acolo pe unde era satul, oare? Da, e puțin cam greu să-ți dai seama, dar cred că e pe acolo, pe la sat. Ia, ia. În ce direcție? În ce... Da, da, da. Nu te sparge, nu te sparge. Ok, bun, 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 bun. Cred că sap aici, în sat. Sap în jos și... Uite cam pe aici. Și cred că o să fie ok. Holy shit! Este vreun stronghold? Că nu văd așa bine. Ales fosile? Oh my god! Sunt super rare fosilele! Oh yeah! Fosile! Mamă, ce lucru tare! Bă, chiar sunt rare aceste fosile. Voi ați găsit vreodată? Cred că niciodată. De fapt, ba da, odată am dat peste fosile. What? Asta e a doua oară când dau peste fosile în viața mea. Copor așa încet. Poate găsesc o peșteră care duce spre stronghold, să fiu sigur. Dar din păcate, nu am găsit. Așa că m-am dus la suprafață să mai arunc perle în stânga și în dreapta. Aș mai da încă o perlă, a? Dar se sparge dacă o dau. Unde s-a dus? Unde s-a dus? Ok, ok, deci... No! Ce-i drept, am zis că se sparge. Gata, l-am găsit. Fără silverfish, ai ce, dar lasă-mă în pace. Dar știi ceva? Ia vină cu coace. Ce bă, crezi că mi-e frică de tine? Yes, mulțumesc! Aveam o perlă pierdută, de fapt două pierdute. Vreau să fie niște chesturi pe aici. Aha, uite un chest acolo. Fire protection. Oh my god! Oh my god! Oh! Nu pot să cred! Am găsit rapid ăsta. De obicei durează o tonă. Nu vă mai spawnați, vă rog eu. Dacă mă cunoașteți de mult timp, probabil deja știți cât de tare urăsc acești silverfish. Așa că am să las secvența asta doar așa, pentru că de ce nu? Au! Ai, man! Oh, sunt și perle aici! Bă, băiete, e prea bine! Prea bine! Ia! Ok. Ok. Oare sunt pregătit? Încă două imediat. This is crazy, man. Nu știu dacă sunt pregătit. Trebuie să mă calmez puțin. Da, mă pregătesc psihic. Trebuie să mă pregătesc psihic. Holy shit. Uitați-vă la mine, adică par eu a un om care nu poate bate un dragon? Oh my god, mi se spune Dragon Slayer. Serios? Da, bă, serios. Ok, hai să vă arăt. Oh my god, ce spawn interesant. Tu te bă de aici că n-am avut niciodată un spawn așa de tare. This is crazy. O luăm încetișor cu cristalele și după o să încercăm și metoda cu... cu paturile. Da, niciodată n-am aplicat această metodă cu paturile. Și este foarte riscant.
Dar vom vedea cum va funcționa. Uite, acolo. Hai că am ținta bună. Yeah, baby. Oh, oh. Oh, oh. Bun. Poate ar trebui în momentul de față să-mi fac și o chestie de asta în caz de trebuie să mă bat cu un Enderman. Ei, du-te tu. Oh, nu. Ce pot să zic? Până acum bătălia mergea bine. Nimic foarte grav. Dar din păcate, nu o să fie așa de ușoară toată bătălia. Un, două, consecutiv. Mai este vreo una? A, da, uite-o pe aia. Da, păcat că nu ai nimerit-o. Bă! Bă! Nu mai am... Nu pot să cred. N-am Infinity, dar nu funcționează cu din alea. Holy shit! Eu nu mai pot să mă... Eu cum omor dragon acum? Fai, fără arcă-s mort. Well, yeah, stupid, I know, I know. Aveam Spectral Arrow la mine, de la nenorociția aia de Piglin și aparent enchantul de Infinity nu se aplică pe aceste săgeți. Mișto, nu? Îmi trebuia doar o săgeată normală și eram bine, eram safe. Vai, nu pot să cred. Păi cum, trebuie să mă duc acolo să distrug cristalul? Oh my god, am răutățit situația asta. Nu-mi place deloc, ce se întâmplă? Din păcate, nu aveam de ales. Trebuia să urc cu blocuri până la cristale ca să le distrug. Ce amuzant. Ok, nu știu cum trebuie să stau aici. Cred că așa. Cred că așa. Și să lovesc cu ceva, nu? A, e bine. E bine, am crezut că mi-au mai mult damage. Trebuie să ajung și acolo. Vă plac mișcările mele de Minecrafter profesionist? Ok, mai bine tac. Nu mai am blocuri cu ce să mă urc. Da, nu am calculat-o deloc pe asta. Să-mi fie rușine. Hai! Hai! Mai cu tupeu! Încă puțin! Încă puțin! Bun, okay, colpire okay, în sfârșit, okay. Doamne. Mai este vreo unul? Mai este ăla! Ok, coboară. Coborăm așa, ok, am înțeles. Nu-i problemă. Ok, perfect. Cred că e momentul să ne jucăm cu paturile. Și cu strength. Ok, să fie interesant. Opa, vine. Unde-i capul lui? Oh, shit, i-am dat ceva damage. Ok, și eu nu mi-am luat mult damage, e bine. Îmi place. Să mai vină. Mai că acum aici trebuie să-l așteptăm pe el. Waiting game, știi? Păi dacă dai acolo, ești aiurea, bro. Să-mi dai o regenerare 2. Să am acolo la mine în caz de se mai întâmplă prostii de genul. Mai mănânc și un măr, să am și protecție. Să fiu strong. Aoleo. Ia uite-l. Unde-i cap aici? Oh! Cât damage am dat! Oh my god! Apoi nici nu mai dau în el. Degeaba mi-am făcut poțiuni de strength. Aici e capul. Încă unul. E aici? Haide! Nu! Nu! Încă una trebuia să-i mai dau. Apoi atunci... Când vine aici, îi dau una cu sabia. Să simt că l-am omorât eu cu mâna mea. Ia, vino încoace. Yes, baby! Fuck yeah! Nice! Uite că am făcut-o și pe asta. Am bătut dragonul cu paturile. Asta e prima dată când am făcut așa ceva, eu personal. V-am zis, dacă nu aveam ideea aia cu paturile, eram mort acum. Imaginează-ți să bați dragonul doar cu sabia. Jesus, coșmar. Am sărit în portal să mă duc acasă și... Surpriză. Oh. What? Unde sunt?
Bună întrebare. Foarte bună întrebare. Unde sunt? Ok. Coordonate. Oh my god. Cred că e locul de spawn? Unde m-am spawnat prima dată? Da, undeva în direcția asta trebuie să mă îndrept înspre casa mea. Dar da, nu mă așteptam să fie chiar așa ușor cu paturile. Chiar a fost amuzant, mi-a plăcut. Easy. Gianni, uite-mă ce fericit era să rea. Stătea pe două picioare nebunul. Bă, Gianni, a fost prea mișto, a fost prea ușor. Mi-a plăcut, bă, Gianni, bă. Kiki, o auzi pe Kiki. Easy peasy, Kiki, a fost super ușor. A, da, altă viață, bă, băiete. Uite ce am aici, dar stai că ăsta vreau să-l pun în cameră la mine. Punem ăsta aici. Ha, ce frumos arată. Merit și eu un somn după aventura aceasta. În ziua 75 m-am apucat de treabă din nou. Din fericire, crescuse iarba peste tot și puteam să fac în sfârșit acel pat. Nu înțeleg de ce n-am făcut asta până acum, dar Gianni, cred că meriți o armură puțin mai puternică. Nu știu de ce n-am făcut asta până acum. Mă simt un prieten foarte rău, dar asta este, n-am făcut-o. Ce să fac? Aia e. Am mai făcut încă două drumuri, de la casă la fermele de animale și bineînțeles că am rămas fără pământ între timp, așa că iarăși m-am dus în mină să iau dirt, știți voi, așa face colpir. Ziua 76, mă plictisisem să mai fac drumul și nu știu dacă vă mai amintiți, dar am zis în prima parte, în una din zilele alea, nu mai știu exact care, am zis că iau frunze multe pentru un proiect. Ia uite că a venit timpul să mă apuc de acel proiect. V-am zis, erau plus 40 de grade mai tot timpul și voiam să am grijă de animalele mele, așa că le-am făcut un acoperiș destul de interesant, aș zice eu. Și ca să nu pară ciudat, am pus un trunchi de copac în mijlocul țarcurilor. O să vedeți voi. Hai bă, că dacă nici eu nu sunt un stăpân bun, atunci cine mai este, bă, stăpân bun? Uite puțin ce frumos le-am făcut aici la vacile astea și la oi. Oi și bine, cât de cât, bine. Normal, mi-ar trebui niște sprus acum ca să pot să fac forma mult, mult mai frumoasă, dar n-am sprus. Da, nu am sprus, asta este. Vom pune o lanternă aici, vom pune o lanternă acolo, să arate cât de cât decent. Da, nu este extraordinar, dar tot arată mai bine decât așa, fără acoperiș. Acum nu le mai bate soarele în cap, aici e super cald, vă dați seama, atâtea zile în căldură. Vreau să fie calitatea lânei, să fie calitatea ei așa de bună, încât nici n-aveți voi idee. Trebuie să fie cea mai bună lână și cea mai bună carne și piele. Ok, ură din partea mea, dar da, trebuie să facem chestia asta. Deci le oferim confort. Iar acum mai trebuie făcute câteva chestii. Cum ar fi ăsta, bam, bam. Trebuie puse din astea ca și cum susține. Conectate, neconectate, oricum vin după și cu frunze și prin interior, adică nu doar prin exterior a fost. Din exterior arăta binișor, dar în interior era fix un layer de frunze. Arăta oribil, așa că m-am jucat eu puțin cu frunzele și i-am făcut acolo să arate cât de cât bine. Diferența este destul de mare, părerea mea. Hai că arată puțin mai bine și din interior acum, cât de cât. Aici trebuia să mai pun. Bă, durea, e procesul lung aici ca să iasă ceva super, super bine, dar mai am o idee de proiect asta în fața, nu vreau să stau să continui să fac asta în continuu, da. Mai vreau să fac și altceva, că mai avem încă vreo 20 de zile, ceea ce e bine, pentru că mai am un mic plan care... Oh, stai că trebuie să fac asta mai întâi. Trebuie să mă duc să iau niște gravel pentru coarse dirt și să pun așa pe lângă drumul ăsta să fie niște coarse dirt, să fie frumos, frumos tare. O să vedeți voi ce bine o să vadă. Ziua 81. Mi-a căzut un creeper în cap. Bine, aproape mi-a căzut în cap, dar nu mai suna la fel de dramatic, dar mă rog. Am început să iau gravel pentru coarse dirt ca să fac drumul mult mai frumos. Combinația de sand, coarse dirt și pat este genială. Consider că merge foarte bine în zona asta de deșert. Vă recomand.
În ziua 82 am terminat cu Corse Dirt-ul, dar doar mă știți, nu o pot lăsa așa gol, e prea plictisitor. Așa că am pus niște frunze aici colo să fie mai mișto. Parcă e altă viață acum, nu? Parcă chiar este niște viață pe aici, adică avem puțină verdeață care nu prea este verde, într-adevăr, dar arată bine, arată bine. Asta voiam să fac de la început, numai că e un proces foarte lung, ați văzut că nu aveam gres și era problematic, dar acum, ia uite ce frumos, avem și ferme, avem de toate, avem ferme, oh my god, mai am Corse Dirt, nu mai am, voiam să pun niște Corse Dirt acolo, dar da, e altă viață. Bă, tu ce cauți aici, bă? Impostorule. Dar da, îmi place. Îmi place ce a ieșit. Chiar sunt mândru de ce am făcut aici. Și vreau să mai fac încă ceva. Un ultim proiect pe aceste 100 de zile. Aici vreau să fac o oază. Vreau să fac o oază mișto. Poate pun un șezlong, ceva. Cine știe. Poate o să fac mai multe chestii. Să vedem dacă mă încadrez în timpul pe care îl mai am. Și poate ar trebui să-mi repar și lopata. Da. Așa că în zilele 83-85 m-am pus pe săpat să fac acea oază minunată. Trebuia pe lângă casă să am acolo un loc unde să mă răcoresc și eu după o zi lungă de muncă. Vă dați seama, trebuie. Dacă zic trebuie. Deja mi-am făcut și zona de relaxare. Ce naiba, frate? Ce mai vreau mai mult de atât? Adică, serios, e genial locul ăsta. Avem un palmier, niște apă rece, fresh, specială pentru mine. Am aici o umbrelă cu două șezlonguri. Poate cine știe, mai chem pe cineva de acolo. Dacă nu stau eu pe ambele, nu mă interesează. Dar, da, nu mai fac niciun palmier, gata. E prea greu să faci palmieri, sincer, dar arată decent și acum mă gândeam să fac niște curățenie, că vai de capul meu, e oribil ce-i pe aici și trebuie puțină muncă, trebuie să mă dedic puțin aici, aoleu. Ei bine, da, cam trebuia făcută și chestia asta la un moment dat. Am organizat toate chesturile, am pus item frame-uri ca să fie mult mai ușor de identificat, am făcut o treabă destul de bună. O să vedeți când o să luați harta. În ziua 87 mi-am spart o sticlă de XP în cap. După vă arătam că, uite ce bine am aranjat eu, uite, vă place? M-am ocupat puțin de fermă și de animale, rămăsesem cu puține vaci, nu știu de ce, dar mă rog, le-am înmulțit și au fost ok, cred. Am luminat drumul ca să nu mă împiedic noaptea când vin acasă și mi-am amintit că erau niște porci în sat. Și am zis că hai să-i aduc și pe ăștia să împartă țarcul cu vacile. Și așa că sunt puține vaci. Probabil le-au luat extraterestrii. Dar sigur asta s-a întâmplat, da, sigur. Oh, Colpir, ziua 88-94? Nu e cam multă distanță? Well, ba da, dar o să înțelegeți imediat de ce. În ziua 88 m-am trezit cu ideea de a obține name tag-uri, ca să le dau nume animalelor mele. Ei bine, ca să fac rost de un name tag, trebuie să fac trade-uri cu un librarian, până ajunge la nivel maxim și de-abia atunci îmi va da un name tag. Procesul este destul de plictisitor și, decât să zic în continuu, m-am dus și am cules morcovi, m-am dus și am tăiat lemn ca să iau bețe, să-i dau lui bețe, boi. Nu, puteam să zic asta toate zilele, dar nu este prea amuzant nici pentru mine, nici pentru voi. Așa că da, cam asta am făcut și cât am vorbit eu acum, ați văzut tot procesul, aproape tot procesul. Destul de plictisitor și eu nu vreau să vă plictisesc, da? Până la urmă am dat nume tuturor. Tu primești un nume și tu primești un nume, toată lumea merită un nume. Și pe lângă chestia asta am pus enchanturi și pe celelalte unelte și mi-am făcut un turnăcop nou de diamant, pentru că, oameni buni, urma să fac un challenge. Având în vedere că mai aveam doar 5 zile la dispoziție, din păcate, nu mai aveam timp destul pentru un alt proiect. Așa că am decis, în ultimele 5 zile, să caut diamante. În continuu. Oh, da. Sunt curios. Voi câte diamante credeți că am găsit în 5 zile?
lăsați în comentarii. A, da, am folosit Fortune 3 pe toate diamantele pe care le vedeți că le sparg, adică trebuie să țineți cont de asta. Oameni buni, am făcut rost de 63 de diamante. Da, încă un diamant mai trebuia ca să fac un stack de diamante. Ce perfecțiune era, dar bineînțeles, colpirul nu poate să fie perfect, așa că 63 sună ok. Ei bine, cu toate diamantele astea pe care le-am obținut în aceste 5 zile, mi-am reparat toate uneltele și restul diamantelor le-am lăsat în chestul de lângă patul meu pentru voi, în caz de doriți să faceți ceva cu ele. O sută de zile în deșert, pe Minecraft Hardcore. Cum vi s-a părut? Ați vrea să mai fac ceva de genul acesta? Aș vrea să știu părerea voastră, așa că vă aștept în secțiunea de comentarii să discutăm acolo. Și, da, vreau să clarific o chestie. Aici s-a încheiat aventura mea în deșert. Deci nu o să mai existe nici 150 de zile, nici 200 de zile, nu o să mai existe nimica în deșert. Aici s-a încheiat. Dar, din fericire, o să existe alte videoclipuri cu 100 de zile. Oh, da, mult mai șmechere. Am niște planuri. Oh my god, ok, gata. Dacă v-a plăcut acest videoclip, aș aprecia foarte mult dacă ați lăsat un like, un subscribe și desigur un share. Chiar m-ar ajuta enorm. Puteți să deveniți și membri dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult și, da, mulțumesc. Ne auzim în curând, oameni buni.